Emi, dragul meu, acum închid treaba. Știu că calculatorul, pentru că dicționarul folosesc mai ușor și mai complet pe calculator, pe online, dicționar englez, român sau român-englez. Dar am obosit să tot, știi, să tot prestez teatru din ăsta. Dar ce vreau să spun, vreau să traduc și să mă liniștesc. Am mâncat astăzi, am fost pe la biserică azi, am primit o pâine, ortodox am fost, știi? Și am mâncat spanac și am băut zeamă de spanac, primul luat de cap. Nu, cred că o să iau ceva antologii, sau poate Cristina Rossetti sau ceva. În fine, să traduc niște poezie frumoasă, știi? Că traduc poezii, trimit la reviste, îmi bag în cartea mea și lucrez, știi? Cel mai mult îmi place să traduc, dacă e ceva frumos, de scris scriu iute, știi? Deci nu am treabă așa. Îmi place să... Procesul ăsta de traducere, știi, de poezie, îmi place foarte, foarte mult. Îți recomand și tu să-ți găsești o activitate care să te liniștească, să nu stai în priză tot timpul, știi? Măi, moșule.